și elevii care sunt în online beneficiază de produse. Acum, modalitatea prin care ei vor intra în posesia produselor rămâne de stabilit cu furnizorul care va fi desemnat, cu furnizorii, practic, care vor fi desemnați câștigători. Legislația spune că ar trebui ca produsele destinate elevilor care sunt în online să fie la școală și în momentul întoarcerii la cursuri ei să fie ea. Dar aici intervin termenele de valabilitate a produselor, de asta vă spuneam că trebuie să vedem împreună cu furnizorul modalitatea prin care elevii pot să intre în posesia. Ar fi cum la școală să-și ia laptele și nu se duc la ore. Da, din păcate legislația este aceasta pe care mă avem la dispoziție. Noi impunem noi regulile. De ce n-a făcut o solicitare? Presupun că toate pățilile județene... Da, noi am avut întâlniri în online, întâlniri regulate la nivel de Consilii Județene cu Ministerul Agriculturii și cu APIA, prin care am semnalat această problemă, fix această problemă pe care ați spus-o și dumneavoastră. Oarecum imposibilitatea de a distribui produsele către elevii care sunt în online. Ar mai fi fost o posibilitate ca părinții elevilor să vină să ridice, dar vă dați seama ce înseamnă lucrul ăsta. Nu știu, se pot dona sau se, în perioada aia să nu, pur și simplu să nu se distribuie. S-ar recupera o grămadă de bani. Așa ar fi de preferat, dacă pot să emit o asemenea părere, ca beneficiarii să fie doar în momentul în care sunt fizic la școală. Dar pe de altă parte intervine faptul că toți beneficiarii, toți elevii au dreptul la aceste produse distribuite gratuit și de aici s-a pus această problemă ca și cei care sunt în online să primească la un moment dat produsele. Cât au termen de valabilitate? Cât are cornul, cât are laptele? La lapte, laptele pasteurizat nu s-a stabilit pentru că legislația anterioară avea niște termene precise. Acum, legislația nouă este oarecum mai permisivă. N-avem termen de valabilitate decât la laptele UHT, care este de 6 luni, da, și un 5 zile la produsele derivate, adică însemnând chefir, iaurt, sana și așa mai departe. La mere nu avem un termen stabilit, va veni furnizorul și va propune termenul de valabilitate, iar la panificație avem doar pentru corn. La corn avem maxim 7 zile de la data fabricației.